găsit tuturor la știri, sunt Donelia Pescaru. Iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Doi turiști dispăruți în munții Făgăraș au fost recuperați cu elicopterul. Pârtiile de schi din Poiana Brașov au fost închise oficial. E semn de vară, se deschid terasele pe Republicii. Doi dintre cei trei turiști dispăruți în munții Făgăraș au fost reperați din elicopter. Salvatorii au reușit să recupereze trupurile cu ajutorul unui aparat de zbor. Acțiunea nu s-a putut desfășura terestru din cauza riscului uriaș de avalanșă. La acțiunea de recuperare au participat 9 salvamontiști și 4 jandarmi montani de la Victoria, Zârneș și Sibiu. Pensie de 5.600 de euro la Brașov este suma pe care o încasează lunar un fost magistrat, în prezent pensionar. La extrema cealaltă sunt însă aproape 14.000 de vârstnici, aproximativ 10% din totalul pensionarilor brașoveni, care primesc pensia minimă de 520 de lei. 90% din pensiile brașovenilor sunt sub 2.000 de lei. Majoritatea pensionarilor brașoveni abia reușesc să trăiască de la o lună la alta cu banii încasați din pensie. Din totalul celor 147.000 de pensionari, 13.700 primesc pensia minim garantată de 520 de lei. 14.200 pensionari încasează pensii de peste 2.000 de lei. Celor aflați în vârful piramidei le intră în conturi 1.000 de euro în fiecare lună. Cea mai mare pensie la Brașov o primește un fost magistrat care încasează lunar numai puțin de 26.000 de lei. La Brașov, pensia conform ordonanței 9/2006, pensia cea mai mică este de 520 de lei. În situația în care cuantumul pensiei este mai mic de 520 de lei, se completează această sumă de la bugetul de stat. Cea mai mare pensie de asigurări sociale este de 12.600 de lei. Pensie de serviciu cea mai mare este de 26.000 de lei. 90% din pensiile plătite la Brașov sunt însă sub 2.000 de lei. 36.000 de persoane primesc pensii cuprinse între 520 și 1.000 de lei, însă cei mai mulți brașoveni, 83.000, primesc pensii între 1.000 și 2.000 de lei. Se ajunge la diferențe atât de mari pentru că în România se poate corela încă pensia de stat cu pensia de serviciu. Dacă facem referire la pensia de serviciu, este pensia de serviciu a unui magistrat. Baza de calcul și ca mod de calcul e cu totul diferit, pentru că baza de calcul se constituie din venitul pe ultime 6 luni, venitul net, din care se plătește 85%. Deci modul de calcul e total diferit față de pensia de asigurări sociale. Pensii de serviciu primesc foștii angajați din MAI, MAPN, ai Serviciului de Informații, Personalul Aeronautic Civil și Navigant Profesionist al Corpului Diplomatic și Consular, al Curții de Conturi, dar și judecătorii sau procurorii, funcționarii parlamentari și membrii Senatului și ai Camerei Deputaților. Adioschi, deschise în 8 decembrie 2017, pârtiile de schi din Poiana Brașov au fost închise oficial. Pentru administratorii domeniului schiabil, sezonul de iarnă a fost unul foarte bun, sarea bună a pârtilor atrăgând numeroși iubitori ai sporturilor de iarnă. Potrivit datelor oferite de reprezentanții municipalității în sezonul 2017-2018, au fost înregistrate în total 2.140.000 de treceri prin turnichetele instalațiilor de transport pe cablu. Regimul instalațiilor de transport a trecut acum la extrasezon, astfel că va funcționa doar una dintre cele două telecabine care deservesc masivul Postavarul, iar cartelele din timpul sezonului nu vor mai fi valabile. În această iarnă a fost depășit recordul de anul trecut în ceea ce privește trecerile prin turnichete, anunță specialiștii municipalității. Având în vedere că sezonul de schi din Poiana Brașov s-a încheiat, conducerea Rad Brașov a anunțat că începând de astăzi se suspendă circulația autobuzelor de pe linia 60, terminal Poiana Mică, telecabina Poiana Brașov, care îi transporta pe schiori de la parcare până la baza pârtiilor. În aceste condiții, legătura dintre Poiana Mică și Poiana Brașov va fi asigurată în continuare de autobuzele liniei 20. E semn de vară, se deschid terasele pe Republicii. Reprezentanții primăriei anunță că în acest moment sunt 15 solicitări din partea agenților economici care desfășoară activități comerciale pe această arteră. Terasele vor fi montate de luni, 16 aprilie.
Sunt 15 solicitări, dintre care 13 au documentația completă. Acestea, cel puțin cele 13, se vor amplasa începând de luni 16 aprilie. Tariful pe metrul pătrat pe zi este de 2,4 lei. Avem deja 15 solicitări pentru Republicii de amplasarea teraselor, 13 dintre acestea sunt complete. Agenții economici, cei puțin cei 13, vor putea de luni să le amplaseze. Dacă ținem cont de experiența din anii trecuți, acestea vor funcționa cel puțin până în luna octombrie. Digitalizarea în industria lemnului a început și continuă la Brașov, la Expo UD. Cea de-a 17-a ediție a manifestării expoziționale se va desfășura timp de 3 zile în orașul de la Poarele Tâmpei, în perioada 19-20 aprilie. Cu această ocazie, Brașovul va deveni capitala industriei lemnului în materie de tehnologie și digitalizare pe acest segment economic de profil. Aflat la cea de-a 17-a ediție de la lansarea sa în 2000, Expo UD, singurul târg de specialitate din țară dedicat în exclusivitate profesioniștilor din domeniul prelucrării lemnului, fabricării mobilei și exploatării forestiere, își va deschide porțile săptămâna viitoare la Brașov. Anul acesta, la Expo UD, vor fi prezente 70 de companii din țară și din străinătate. Aduce noutăți, în primul rând, pe domeniul de digitalizare a industriei lemnului, evenimente pe tema softwarelor de proiectare mobilier, evenimente pe tema de utilizarea lemnului în construcții și o temă interesantă, restaurare și recondiționarea mobilierului cu diferite vopsele. Organizat anual, târgul de la Brașov reprezintă cea mai bună ocazie de a vedea noile tendințe tehnologice, de a contacta furnizorii care rezistă pe piață și de a socializa cu cei mai de încredere întreprinzători ai sectoarelor de industrializare a lemnului și exploatare forestieră. Expo UD în Brașov înseamnă foarte mult pentru firmele brașovene care, până la urmă, au aici, la fața locului, să spun, tot ceea ce ar putea să fie mai nou în acest domeniu al industriei lemnului, fie că vorbim de partea de început, de exploatare forestieră, ajungând până la partea de finisaje superioare, mobilier, chiar recondiționări de mobilier. Deci este foarte bine că un târg de asemenea amploare își are sediu aici, la îndemâna celor care sunt interesați de asemenea tehnologii. Pe lângă demonstrații practice pe mașinile expuse, târgul Expo UD va cuprinde și o gamă variată de evenimente care se vor desfășura chiar în incinta complexului. Toate detaliile evenimentului sunt disponibile pe site-ul www.expoud.ro. La Brașov începe procedura de deratizare. Până în 20 aprilie se vor efectua servicii de deratizare, atât pe domeniul public, cât și pe cel privat al municipiului. Substanța utilizată în acest procedeu se regăsește în Registrul Național al Produselor Biocid, autorizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătății. Reprezentanții primăriei fac apel către toate cabinetele veterinare de pe raza municipiului Brașov, ca în situația în care apar ingerări accidentale de raticide în rândul animalelor, antidotul este vitamina K. Pentru ca activitățile de deratizare să fie eficiente, acestea trebuie efectuate în mod unitar, la nivelul întregii localități, atât pe domeniul public și privat, cât și la toți utilizatorii de pe raza municipiului Brașov, anunță specialiștii primăriei. Ei fac apel către cetățeni, asociații de locatari proprietari, agenți economici și instituții publice să efectueze activitatea de deratizare pe proprietăți, în clădiri și în subsolul blocurilor, concomitent cu acțiunea municipalității. În cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestor acțiuni, perioada de efectuare a activităților va fi reprogramată. Minte sănătoasă în corp sănătos, în parcurile din oraș vor fi montate încă 25 de aparate de fitness și două echipamente pentru street workout, asta în urma cererilor numeroase venite din partea cetățenilor. În martie a fost lansată licitația pentru achiziția și montarea unor astfel de echipamente, ne-au anunțat reprezentanții primăriei. Având în vedere cererea pe care o avem, de la an la an tot mai mulți brașoveni își doresc aceste aparate cât mai aproape de locuințele lor. Și anul acesta vom achiziționa 25 de echipamente pentru fitness și două sisteme pentru workout. Suntem în perioada de rulare a achiziției publice. După finalizarea acesteia vom evalua amplasamentele. Avem mai multe locații cu propuneri venite de la cetățeni. Vom vedea cele care sunt locațiile optime, ținând cont și de distanța față de alte
amenajări de acest gen. În prezent, dosarele depuse de firmele interesate să instaleze aceste aparate sunt în evaluare tehnică, după care va urma analiza ofertelor financiare. Livrarea și montarea aparatelor se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului. Pentru aceste echipamente, furnizorul va trebui să ofere o garanție de un an de la data recepției produselor. Doamnelor și domnilor, este momentul acum pentru informațiile zilei din sport. Echipa de polo senior Corona Sportul Studențesc a terminat pe locul 3 sezonul regulat al Superligii Naționale cu 60 de puncte, după ce a obținut o victorie în dubla manșă cu Dinamo București din ultima etapă a sezonului regulat. În prima partidă a derbiului pentru podium, echipa antrenată de Aurelian Georgescu a învins cu 10-8 după un joc foarte disputat, soarta celor 3 puncte fiind decisă în ultima repriză. Antrenorul a odihnit o parte dintre jucătorii experimentați în revanșa de sâmbătă câștigată de Dinamo cu 10-9. În semifinalele Superligii Naționale, Corona Sportul Studențesc va întâlni CSM Digi Oradea, după sistemul cel mai bun din 5 partide. Primele două jocuri vor avea loc la Oradea vineri de la ora 19 și sâmbătă de la ora 12. Următoarele două la Brașov, iar dacă va fi nevoie de jocul cu numărul 5, acesta se va disputa acasă la CSM Digi Oradea. La știrile mixte vezi acum vremea pentru vreme. Vremea este probabilă, dar cu Best Optic întotdeauna se vede bine. Ai încredere, vezi cu ochii tăi. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme schimbătoare. Minimele nopții vor coborî până la pragul de 8 grade Celsius, iar cerul va fi parțial înnorat. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 23 de grade Celsius și cerul va fi în mare parte senin. Vremea este probabilă, dar cu Best Optic întotdeauna se vede bine. Ai încredere, vezi cu ochii tăi. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!